sunt de la compania Secretă la domiciliu. Dumneavoastră, direcția 21, în Geraș. Pentru aceasta avem în dat un buchet de flori, niște baloane, o tortă pe care o putem aduce. Și o jucărie. Cum credeți? La ce îmi face surpriza ta? Mai probabil că nu așa. Corect. Ei am un mesaj. Dragă noastră, bună, nu e o zi mai frumoasă ca asta, desprindă cu soare și mult zâmbet. Ziua pe care o voi ține minte toată viața. Cea care a dus încă o inimă în casa noastră. Vă felicităm din tot sufletul pentru aducerea pe lume acestui îngeraș minunat, frățiorului Liviu. Să aveți pace, înțelegere și doar emoții pozitive în familia voastră frumoasă. Să vă creșteți picii în liniște, credință să le oferiți copiilor, să vă dea Domnul noroc pe care meritați să așteptați, care să transforme acest pui de om într-o ființă sănătoasă și puternică. Așteptăm cu mare nerăbdare zâmbetul dulce și frumos al fiinuțului nostru. O să ne rugăm lui Dumnezeu sănătate să-i dea șanse uriașe în viață, să-i fie destinul înflorit și să trăiască sănătos alături de părinți, bunei, nani și apropiați. Zâmbiți și bucurați-vă de unii de alții, căci un zâmbet are puterea de a îndrepta totul și de a umple totul de lumină. Noi nani suntem și vom fi mereu aproape cu sufletul și gândul și un cuvânt cald, ori de câte ori voi avea nevoie. Puteți conta pe noi în orice situație și să știți că suntem nespus de bucuroși pentru voi, scumpii noștri, să aveți familie puternică, bogată în clipe frumoase și gânduri calde. Și cu Doamne ajută! Mulțumesc! Poate aveți un mesaj? Da, vă mulțumesc frumos! Mă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru tot ce l-ați făcut, pentru curajul care l-ați avut. Și bănuiam eu că să fie o surpriză din partea dumneavoastră. Mulțumesc frumos încă o dată. Noi o să vă fim recunoscători pentru surpriza care ne-ați făcut-o. Vă mulțumim și vă așteptăm acasă.